Bistrița, una dintre cele 7 cetăți care au dat denumirea Transilvaniei, Ziva Murcan. Un oraș liniștit, curat, dar care nu a fost ocolit de evenimente. Sunt Trian Farcașiu și vă invit să urmărim o retrospectivă a știrilor din 2018, primul an de viață al publicației știrdebistrița.ro, parte a grupului Presa Bună. Ne aflăm la baza pârtiei de Schilt Cocoș, pârtie care a dat prea multe subiecte în acest an. Amenajată la o altitudine de nici 700 de metri, pârtia Cocoș este investiția făcută la cea mai joasă altitudine din România. Are o pistă de 1,3 km, a costat peste 6 milioane de euro, valoarea fiind în creștere de la an la an. În două sezoane de când a fost făurită, s-a schiat efectiv 9 zile și are ca logo un struț schior. Inaugurarea pârtiei Cocoș a venit doar în al doilea an de la finalizarea investiției și atunci întârziat, având în vedere faptul că natura a fost darnică, iar zăpada cucerise dealul Cocoș de ceva vreme. Dar inițiatorul acestui proiect, primarul Ovidiu Crețu, nu era în Bistrița pentru a da startul sezonului pe schiuri, acesta fiind în concediu la schi, în Austria, cu mașina instituției, secundat de administratorul telescaunului și al aerodromului de la baza pârtiei, Dumitru Tănase, persoană aflată în relații contractuale directe cu primăria Bistrița. Fotografiile în care cei doi sunt surprinși pe autostradă către Innsbruck au fost aduse la cunoștința publicului, însă Ovidiu Crețu refuză să recunoască acest fapt. Ați trecut, ați schiat în Austria? Nu. Deci pozele apărute în presă au fost false, trucate? Nu știu ce poză. Poza cu mașina primăriei pe care folosiți dumneavoastră în Austria. Mașina primăriei a fost în delegație în Germania. Unul dintre cele mai discutate subiecte din acest an se referă la mineralizarea pieței centrale din Bistrița. Unul dintre proiectele primarului Ovidiu Crețu vizează piața centrală a Bistriței, zona zero a orașului, din imediată apropiere a Bisericii Evanghelice. Peste 100 de arbori sunt pe punctul de a fi doborâți, odată cu începerea lucrărilor. Iar după cum arată proiectul în forma actuală, locul spațiului verde din jurul Bisericii Evanghelice va fi ocupat cu dale de piatră și mobilier stradal. Mobilizarea civică, în acest caz, a fost exemplară. Mai bine de 4.000 de semnături fiind strânse de Partidul Verde, Asociația Gal Ruralis și Asociația Harta Verde România. Inițiatorii petiției Nu vrem piața centrală din Bistrița mineralizată au depus dosarul cu semnăturile cetățenilor la registratura primăriei și a Agenției pentru Mediu Bistrița după o scurtă prezentare a documentelor celor interesați și presei locale. Cu toate acestea, Ovidiu Crețu nu a putut fi înduplecat, acțiunea civică fiind continuată în instanță. Administrația locală din Bistrița are fără doar și poate bubele ei. Dar atunci când dintre struț și merechicioase se ridică câte o veste mai bună, nu putem să rămânem indiferenți față de aceasta. Spitalul Județean de Urgență Bistrița este acel motiv care ne dă o speranță sănătoasă. Spitalul Județean de Urgență Bistrița a ajuns o unitate etalon în România, o dovadă clară a faptului că acolo unde există voință se pot întâmpla adevărate minuni, fără a folosi cuvinte mari, mai ales dacă ne raportăm la situația sistemului sanitar din România. Am avut o revelație. Într-adevăr, sistemul medical din România are o șansă. Are o șansă pentru că sunt manageri, sunt președinte de Consiliul Județean care înțeleg ce înseamnă sănătatea, și prin urmare fac tot ceea ce trebuie. La Bistrița, investițiile în sănătate se țin lanț, managerul Gabriel Lazani fiind creierul care judecă, caută soluții și le transpune în proiecte. Emil Radu Moldovan fiind administratorul care caută și găsește sursele de finanțare, fie ele locale sau din alte surse. Este aproape legendară găselnița lui Lazani referitoare la asigurarea așternuturilor de unică folosință, acestea fiind achiziționate dintr-o sursă inedită, scoaterea la licitație a spațiilor din interiorul spitalului pentru amplasarea automatelor de cafea și ceai. Dacă tot am avut vorba de Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean Bistrița Tisăul, să vedem una dintre cele mai delicate declarații de acesta 2018.
Anumite teorii care s-au accentuat de-a lungul anului 2018 au avut ca tematică opțiunile PSD în ceea ce privește viitorul candidat pentru prezidențiale, altul decât Tăriceanu. Surse din interiorul PSD afirmau că Dragnea pregătește un candidat surpriză pentru alegerile ce vizează Palatul Cotroceni, fiind vorba de năsăudeanul Vasile Dâncu. Radu Moldovan, președintele organizației județene PSD Bistrița Năsăud, a declarat pentru știrdebistrița.ro că nu știe de această eventuală opțiune, dar nici nu o exclude. Nu știu de subiectul ăsta, nu s-a discutat niciodată în mod oficial. Da. E prematur, ați văzut și poziția președintelui că n-am avut astăzi să discutăm, dar așa ca lucru personal, eu m-aș bucura dacă un concetățean al nostru din județul Bistrița Năsăud ar primi o asemenea onoare să fie desemnat. Statutului, pregătirea lui, experiența lui, cred că l-ar putea face cel mai bun președinte al României. Unul din subiectele care ne-a purtat și încă ne poartă prin instanțe este legat de Inspectoratul de Poliție al județului Bistrița Năsăud. Mai exact, de șeful Poliției Municipale, domnul Ioan Nicolae Moldovan. Scandalurile legate de Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița Năsăud nu se mai termină. Instituția bistrițeană nu mai are liniște de mult timp, de pe vremea când Bodescu juca poker de pe terminalele inspectoratului. Mai apoi, un alt personaj asemănat cu Bin Laden, Ioan Ovidiu Mureșan, era trimis în judecată pentru fapte de corupție alături de alți camarazi și până în zilele noastre, când șeful Poliției Municipale, Ioan Nicolae Moldovan, apare în diferite scandaluri legate în principal de bani. Cazul Dinamo și Cozonaci este unul dintre acestea și este vorba de suspiciuni care planează asupra numitului Moldovan, acesta ordonând achiziționarea de băuturi și alimente decontate de Asociația Sportivă a Polițiștilor și folosite la un chef de ziua lui. Un alt scandal care ne poartă prin instanțe a fost legat de amenda primită de șeful de la municipiu pentru că nu a purtat centura de siguranță fiind pasager într-un autoturism. Știri de Bistrița.ro, publicând procesul verbal cu acoperirea datelor de identificare ale persoanelor înscrise. Povestea lui Moldovan continuă, căci acesta și-a însușit bani dintr-un contract de chirie fictiv, bani decontați de statul român. Nu în ultimul rând, numele șefului de la municipiu apare și într-o cauză pierdută de România la CEDO, acolo unde au existat acuzații de tortură asupra unui presupus infractor, niciodată demonstrat ca atare, un tânăr cu probleme psihice. Nu ne îndepărtăm de tărâmul absurdului și facem o vizită în localitatea Vezile, acolo unde primarul Traian Simionca inaugurează cu sobor de personalități o capelă mortoară. Festivismul și fanfaronada depășesc anumite limite într-o Românie sfâșiată de populismul exacerbat al clasei politice. Nimic nu se mai poate construi și da în folosință dacă nu tăiem panglici, musai tricolore, căci suntem români tradiționali, fără un sobor de preoți chemați din toate colțurile județului și, bineînțeles, fără oficialități, spuma nației. Iar dacă tot suntem în an centenar, musai și cocarde. Un astfel de eveniment a avut loc în 2018 la Livezile, acolo unde s-a inaugurat nu o școală, nici un dispensar, ci o capelă mortuară. Nimic deosebit. O clădire cu o sală de mărime medie, dedicată, bineînțeles, ultimelor momente din viața deja sfârșită pe pământ și oficierii slujbelor de înmormântare. Plus, o curte generoasă, frumos pavată, poate și cu rol de parcare. Să ajungi să inaugurezi cu tam-tam și festivisme ieftine o capelă mortuară este deja prea mult. Și o mai punem și sub egida centenarului, căci s-au împărțit cocarde tuturor invitațiilor. În cadrul festivismelor anului 2018, avem și categoria cetățean de onoare. La această categorie este și un câștigător. 4 titluri într-un singur an. Emil Radu Moldovan. Desprinse parcă din epoci pe care le credeam apuse, lingușelile primarilor din Bistrița Năsăud au atins în 2018 cote cetățenești de oroare. Nu una, nici două, ci 4 primării din acest frumos județ au considerat că termenul de cetățen de onoare se acordă celui sau celor care își fac treaba conform unei fișe a postului, în cazul de față fiind vorba de președintele Consiliului Județean Bistrița Năsăud, Radu Moldovan. Care sunt meritele deosebite ce au dus la acordarea acestor titluri devenite goale ca semnificație? În marea lor majoritate, asfaltări. Pentru 40 de kilometri de drum, poate chiar mai puțin, președintele Consiliului Județean primește o sanale. Dacă mai continuă să-și facă treaba și va asfalta 100 de kilometri plus ceva conducte de apă canal, putem asista la prima sanctificare a unui om în viață. Vizita eminenței sale, Francesco Cardinal Monterisi, la Năsăud, a fost fără doar și poate evenimentul deceniului la Năsăud. Eminența sa a venit la Năsăud cu o donație din partea Vaticanului, un computer tomograf pentru spitalul din localitate.
Sărbătoarea centenarului la Năsăud a fost marcată ca un cadou nesperat pentru mai bine de 120.000 de români arondați Spitalului Orășenesc George Trifon, un computer tomograf donat de Academia Internațională Maurițiană, tocmai de la Vatican. Pentru a marca acest eveniment, eminența sa, Francesco Cardinal Monterisi și excelența sa, ducele Don Fabrizio, Mechi de Pontasieve, baron de Sale și nobil de Fiesole, din partea Academiei Maurițiană, s-au deplasat la Năsăud împreună cu alți membri ai Academiei, dar și reprezentanții ai Consulatului Onorific al Italiei la Cluj, aceștia fiind acompaniați de profesor universitar dr. Vasile Sebastian Dâncu, fiu al locului. Tot despre centenar este vorba și în următoarea știre. Bistrița a dat unul dintre cele mai frumoase proiecte din România dedicate centenarului. Este vorba de un ONG și de un proiect Via Transilvanica. Proiectul Via Transilvanica vine să dea o palmă ușoară peste obrazul sugativelor de bani din bugetul local sau de stat, un proiect inedit, perfect pliabil pe ideea centenarului. Fără infuzii masive de bani în concerte megalomanice, așa zis patriotice, grupuri statuare sau festivaluri fără spectatori. Un proiect care leagă precum un brâu tricolor România de la Dunăre la Putna. Proiectul va consta în amenajarea a 1000 de kilometri de traseu ce va străbate 10 județe. Mehedinți, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Harghita, Mureș, Bistrița Năsăud și Suceava și va oferi celor care vor dori să îl parcurgă oportunități culturale, sportive și de relaxare. Drumul va fi amenajat în mai multe etape, începând cu o porțiune de 100 de kilometri în județul Bistrița Năsăud în 2018. Ulterior, întregul traseu va fi semnalizat și marcat cu borne kilometrice realizate din andezit. Vor fi investite resurse multiple în informarea comunităților cu privire la potențialul turistic al proiectului și în furnizarea de informații explicite pentru drumeții care vor străbate Via Transilvanica. Retrospectiva știrilor din Bistrița se încheie cu cel pe care îl putem denumi foarte ușor focul anului în Bistrița Năsăud, Tibi Ușeriu. L-am văzut. Există în carne și oase. Nu știm din ce material este făcut, dar cu siguranță nu are aceeași structură anatomică umană ca restul muritorilor de rând. Și totuși, Tibi Ușeriu există. Trăiește lângă noi, scrie cărți și are glume în program. Plantează copaci, organizează voluntari, mănâncă, dansează, se bucură și plânge. Se comportă ca un om normal, ce naiba. Tibi Ușeriu a reușit să câștige încă o dată o cursă imposibilă, un maraton al propriei condiții. O cursă pe care nici el nu mai credea că o va finaliza. O cursă a celor 27 de pași ce au motoul când nu mai poți, mai poți puțin. Acest nebun frumos și-a demonstrat lui, în primul rând, apoi lumii întregi, faptul că a te autodepăși nu este un slogan al trainerilor de cursuri motivaționale, ci al celor care reușesc să cadă și să se ridice din genunchi pentru a trece triumfali o linie de sosire ce poate fi trecută sau nu pe o hartă. Tibi Ușeriu, în vârstă de 44 de ani, a terminat primul și în ultimele două ediții ale ultramaratonului Arctic 6633. Bistrițeanul și-a lansat și o carte, fiind povestea vieții lui, o poveste destul de tumultuoasă și plină de neprevăzut, intitulată 27 de pași, în care povestește, în 200 de pagini, cum a ajuns în viață doar o cifră, domnul 2800, și cum a renăscut într-o celulă de 70 de centimetri, unde a fost condamnat să stea 23 de ani într-o închisoare de maximă siguranță din Germania. Modificările legislative i-au redus pedeapsa la 13 ani, din care a executat 9, fiind eliberat în 2010. Aceasta a fost retrospectiva știrilor 2018 la știri de Bistrița.ro. Vă dorim un an nou, 2019, cât mai plin, sănătate multă și urmăriți-ne în continuare. Iurian Farcașiu, știri de Bistrița.ro.